Bubu i-a arătat toate locațiile secrete în care puteți să găsiți bani în GTA 5, începând cu prima locație în care puteți să găsiți bani în GTA 5 se află fix în acest loc. Tot ce va trebui să faceți este să intrați în apă, iar aici veți găsi un avion prăbușit. Voi va trebui să mergeți în spatele avionului fix sub această aripă, pentru că fix sub această aripă veți găsi o servietă plină cu bani. Uitați-o chiar aici. Următoarea locație se află fix în acest loc. Chiar aici este o benzinărie, însă fix în acest loc veți găsi acest security van. Security van la care este adusă o servietă plină cu bani. Noi, ca să o luăm, va trebui să omorâm acești paznici. Mai avem unul aici, dacă să aveți mare, mare grijă, pentru că o să fiți luați de poliție. Apoi veți avea nevoie de un sticky bomb și va trebui să mergem la ușile din spate ale acestui security van. Îl lipim chiar acolo. Ne dăm puțin mai așa ca să nu murim. Îl explodăm. Din câte vedeți, a căzut servieta. Hai să o luăm și hai să mergem în următoarea locație. Următoarea locație secretă în care puteți să găsiți bani în GTA 5 se află fix în această locație. Și ca să găsiți banii va trebui să intrați în apă și aici veți găsi o construcție super super veche. Însă pe această construcție se află o servietă plină cu bani. Hai să o luăm. A treia locație în care puteți să găsiți bani în GTA 5 se află fix în acest loc. Și ca să luați banii va trebui să intrați în apă, iar aici veți găsi o navă super super veche scufundată. Din câte vedeți, nava este împărțită în mai multe bucăți, dar va trebui să veniți fix la această bucată. Și dacă o să intrați în interiorul acestei bucăți, veți găsi jos o servietă plină cu bani. Următoarea locație se află fix pe această stradă și ca să-l luați veți avea nevoie de încă un sticky bomb. Va trebui să puneți sticky bomb-ul pe uși. Îl explodăm. Servieta a căzut chiar aici. Hai să mergem repede să o luăm. Am luat banii și am plecat spre următoarea locație. Hai să mergem. Dacă găsiți următoarea servietă plină cu bani, va trebui să veniți fix la acest avion scufundat care se află fix în această locație. Din câte vedeți, aici este un avion foarte, foarte ruginit și pe lângă el mai sunt alte bucăți care fac parte din avion. Însă, dacă intrăm în interiorul avionului, pentru că putem face asta, aici vom găsi servieta plină cu bani. La următoarea locație secretă veți găsi o navă scufundată, însă la această navă, pe lângă bani, veți găsi și niște arme super, super OP. Și ca să găsiți nava, va trebui să veniți fix în această locație. Foarte aproape de cârma navei veți găsi servieta cu bani. Hai să o luăm prima dată. Dacă veniți în fața navei, veți găsi un sniper. Apoi, dacă venim în spatele navei, chiar aici vom găsi un shotgun. Hai să-l luăm, perfect. Și tot în spatele navei, chiar aici pe partea stângă, veți găsi un SMG. Și dacă aveți nevoie de o armură, puteți să veniți chiar aici, pentru că o să găsiți și o armură. Următoarea locație se află fix aici. Chiar aici, unde este magazinul ăsta, veți găsi încă un security van. Și ăsta este cel mai ușor de luat, fiți atenți. Veți avea nevoie de o armă și când trece omul ăsta pe aici, pur și simplu l-omorâți. A scăpat servieta. Noi vom merge foarte, foarte rapid să o luăm. Am luat banii și hai să mergem spre următoarea locație. La următoarea locație veți găsi un laborator secret, iar acest laborator se află fix în această locație. Este un laborator foarte, foarte vechi și distrus din câte puteți vedea, însă banii de care sunteți interesați îi puteți găsi fix aici sus. Chiar aici veți găsi servieta cu bani. Hai să o luăm. Și caz că aveți nevoie, chiar aici jos puteți să găsiți și un med. Pentru următoarea locație va trebui să veniți fix la această insulă, pentru că fix lângă veți găsi o navă scufundată din câte puteți vedea și pe lateralul acestei nave veți găsi două roți foarte, foarte mari și voi va trebui să veniți fix la aceasta, iar aici intervine partea grea. Chiar aici se află servieta, este puțin glicită printre aceste ierburi. Voi va trebui să veniți în această zonă până când veți primi banii. În sfârșit i-am luat, a fost destul de greu să-i luăm, dar hai să continuăm cu următoarea locație să vedem câți bani reușim să strângem. La următoarea locație secretă, exact cum v-am obișnuit, veți găsi, bineînțeles, încă o navă scufundată, iar această navă o puteți găsi fix în această locație între aceste insule. Ca să luați servieta plină cu bani, va trebui să intrați în interiorul navei, pentru că există un loc chiar aici prin care putem să intrăm, iar servieta o puteți găsi fix aici. În următoarea locație nu veți mai găsi o navă scufundată, veți găsi tancuri, camioane, remorci, chiar și garduri, iar locația se află fix aici. Și ca să găsiți servieta plină cu bani, va trebui să căutați acest camion pe care putem găsi un container, iar în interiorul acestui container, dacă mergem, vom găsi chiar aici servieta cu bani. Următoarea locație este chiar aici, pe acest drumuleț, și în caz că nu știți, acest drum duce către laboratoarele și uitați că fix pe acest drum găsim un security van. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți pe acest drum și o să-l găsiți. Și hai să luăm și banii, punem sticky bomb-ul, îl explodăm frumos. Vedeți aici servieta, hai să mergem să o luăm. Am luat și banii, ne urcăm înapoi în mașină și hai să plecăm până nu ne prinde poliția. Următoarea locație se află chiar lângă muntele Gordo. Dacă veți intra în apă, chiar aici veți găsi un avion prăbușit, dar trebuie să aveți mare, mare grijă la rechinii. Aici este un avion scufundat de foarte, foarte mult timp,
iar în spatele lui, chiar acolo din câte puteți vedea, veți găsi servieta cu bani. Și după ce am colectat toți banii din fiecare locație, am strâns 138.000 de dolari. Dar folosind glitch-ul din acest videoclip, putem să faceți bani infinit. Ballin, ballin, like it's game time.